Salut, balanțe! Voi face citirea pentru săptămâna 18 iulie 24 Salut, balanțe! Voi face citirea pentru săptămâna 18-24 iulie. O săptămână cu soarele în leu, citirea este generală pe domenii de viață, pentru cei care aveți zodia balanță, ascendentul balanță și femeile luna plină în balanță. Veți primi și horoscopul pentru această săptămână. Carul de luptă. Este o săptămână marcată de o situație dificilă pe care trebuie să o țineți sub control. Poate fi vorba de o lungă perioadă de stagnare în care ați fost ținut sau ținută. Vă doriți să vă impuneți voința printr-un triumf, dar sfatul arcanei este: înarmați-vă cu curaj și să vă cunoașteți în primul rând drepturile, dar și datoriile voastre. Voi resursele comunicarea, contracte, relații, familia, schimbări, transformări și karma. Voi sunteți plini de speranță. Sperați să vă protejați drumul în viață, calea, privind spre soarele dreptății, să primiți știința adevărului. Este această speranță o uniune între voi și natură și viață. Legat de fericirea voastră,
de ceea ce v-ar face fericiți sau v-ar aduce bucurie, aveți mulți dușmani. Dușmani înverșunați, gata să vă facă rău. Sfatul arcanei este: ascundeți-vă scopurile, nu faceți cunoscute scopurile voastre legate de distracție, de fericire, de bucurie. Pe acești dușmani i-ar bucura pe ei dacă v-ar aduce probleme. Cunoașterea este infinită pentru voi. Vreți să acumulați cât mai multe cunoștințe, să stăpâniți ideile, gândirea, mentalul, creativitatea, sentimentele, relațiile, dar și energia, vitalitatea. Să puteți să vă atingeți un scop, un scop legat de cunoaștere, de afirmare, de călătorii. Este o arcană benefică în această poziție. Legat de bani, nu aveți foarte mulți. Poate mai aveți ceva bani pe lângă din mici activități. Știți cum să împărțiți acești bani, astfel încât să fiți mulțumiți, să vă și distrați și să nu vă creați datorii. În ceea ce privește locul de muncă sau legat de sănătate, ceva se încheie. Poate fi vorba de un loc de muncă unde nu mai puteți face față, unde este ceva care vă depășește și trebuie să acordați atenție sănătății. Să echilibrați munca și sănătatea. Această finalitate vă pregătește pentru altceva nou care va intra în viața voastră. În carieră, vă doriți să aveți noroc. Roata norocului poate fi pe o latură crescătoare sau descrescătoare. Dar sfatul arcanei este să faceți tot ce este posibil pentru a vă apropia acest noroc, însemnând să vă doriți ce este posibil, ce este adevărat,
ce este drept, să fiți corecți, să vă ascundeți scopurile, dar să fiți fermi. Și în final, veți primi în palma voastră cheia puterii. Comunicarea voastră este cu o persoană care are o vârstă diferită mult de a voastră. Dar arătați că vă înțelegeți foarte bine. În contracte aveți marele preot, mentorul vostru, care va atrage atenția să treceți totul prin conștiința voastră pentru a nu greși. În relațiile cu prietenii, protectorii, aveți o regină de cupe, o femeie matură cu ascendentul, zodia sau luna plină în rac. Avem semnele racului. O femeie care arată sentimente, sensibilitate, dar este schimbătoare. Nu vă oferă niciun sprijin. În familie sunteți nemulțumiți de eforturile voastre. Eforturi care nu au găsit un răspuns din partea familiei sau a partenerului de viață. Căutați spre viitor, sperând la înțelegere. Ceea ce vă privește, s-ar putea să vă schimbați, să fiți un eremit. Eremitul este o fecioară, eremitul arată seriozitate, gândire filozofică. El caută intuiția, caută să vadă prăpastia în noapte, să vadă dușmanii din jurul lui. El știe că vorba este de argint și tăcerea de aur. Își ia măsurile de protecție, felinarul, dar și toiagul îl ajută să vadă ce l-așteaptă la fiecare pas. Aceștia sunteți voi, trecuți prin schimbări, transformări, renaștere. Karma voastră sau sacrificiul vostru este legat de Marea Preoteasă. S-ar putea să întâlniți o femeie sau poate deja ați întâlnit-o
care deține cunoașterea, acea cunoaștere care poate să o ajute să afle secretele celorlalți. Își dorește să dețină secretele celorlalți. Ea asta reprezintă cea care deține secretele. Poate să folosească secretele pe care le deține. Mare atenție, nu vă puneți secretele la dispoziția acestei femei. Dacă voi reușiți să-i aflați un secret, atunci veți putea stăpâni o situație. Aceasta a fost citirea. Vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri, și vă mulțumesc pentru timpul acordat.